Astăzi, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, s-a născut în orașul Patra, din provincia Licia, sau Lichia în vechime, din sudul Asiei Mici, astăzi Cocademre, în apropiere de Calei, Turcia. Părinții săi, Teofan și Mona, erau creștini drept credincioși din neam nobil și erau bogați, însă au plecat la Domnul timpuriu, încă din tinerețea Sfântului. Rămas orfan, tânărul Nicolae a împărțit toată averea sa săracilor și s-a îndreptat către Țara Sfântă, dornic să calce pe drumurile sfințite de pașii Mântuitorului și a ucenicilor lui. Cu acest gând, Sfântul Nicolae face mai multe perelinaje în Palestina și Egipt. Datorită vieții sale curate și a iubirii de Dumnezeu, tânărul Nicolae este hirotonit preot, chiar de unchiul său, care era episcop și care avea același nume cu el. După o perioadă de preoție vrednică, în care a făcut multe fapte de milostenie, Sfântul Nicolae a fost ales arhiepiscop în cetatea Mira, în locul arhiepiscopului Ioan, ce plecase la Domnul. Conform sfintei tradiții, acest lucru s-a întâmplat la cererea credincioșilor, dar și în urma unei vedenii pe care a avut-o unul dintre episcopii din sinodul acelei țări. Noul ierarh Nicolae a fost întemnițat în timpul persecuției lui Dioclețian, însă a fost eliberat la urcarea pe tron a Sfântului Împărat Constantin. Se implică în apărarea ortodoxiei împotriva arienilor și participă la sinodul de la Nicea din anul 325. Potrivit tradiției, în timpul discuțiilor, Sfântul l-a mustrat pe ereticul arie pentru îndrăzneala sa de a se abate de la dreapta credință. Sfântul Ierarh Nicolae a săvârșit multe minuni. Dragostea sa pentru dreptate și mai ales credința în Dumnezeu i-a dat putere să ia din mână sabia unui călău care urma să omoare 3 oameni nevinovați, din porunca unui dregător nedrept. Sfântul Nicolae i s-a arătat în vis și lui Constantin cel Mare, cerându-i să ierte pe cei 3 generali ai săi, osândiți la moarte pe nedrept din cauza uneltirilor unor dregători vicleni. Sfântul Ierarh potolește și furtuna de pe mare, salvând de la nec niște corăbieri ce călătoreau dinspre Egipt spre Lichia. Aceștia au strigat numele Sfântului, deși nu-l cunoșteau, ci doar auziseră de el. Altădată, întâmplându-se foamete mare în regiunea Lichiei, Sfântul s-a arătat în vis unui negustor din Italia, ce umpluse corăbile sale cu grâne și i-a dat 3 galbe în drept avans pentru a duce grânele în Lichia, pentru a le vinde locuitorilor. Trezindu-se negustorul, s-a înspăimântat foarte, deoarece ținea în pumn cei 3 galbeni dați de sfânt. S-a ridicat din pat și a dat poruncă corăbilor sale să meargă și să dea grânele în cetatea Sfântului. Probabil cea mai cunoscută și mai iubită faptă minunată a Sfântului Nicolae este ajutorul bănesc dat celor 3 fete, care urmau să fie silite pentru a se desfrâna de însuși tatăl lor. Sfântul Ierarh Nicolae a venit în toiul nopții și a aruncat pe fereastra casei celor 3 copile o pungă cu galbeni. Acest lucru s-a întâmplat încă de 2 ori, până când tatăl celor 3 fete a reușit să le ofere zestrea necesară pentru nuntă. Din acest motiv, țările din nordul Europei au păstrat imaginea că Sfântul Episcop era cel ce făcea cadouri copiilor. Imigranții din țările germanice și nordice au dus cu ei această imagine a binefacerii în Statele Unite ale Americii, unde a fost transformată treptat pe nedrept într-o imagine comercială, aceea lui Moș Crăciun. Sfântul Ierarh Nicolae își împlinește datoria sa de păstor până la adânci bătrâneți. Pleacă cu pace la Domnul după viață împlinită după voința sa, fiind înconjurat de episcopii din toate cetățile din jur. Sfintele sale moaște au fost depuse în Biserica Mitropoliei Mirelor, dar sunt mutate la Bari în anul 1087, când regiunea Mira-Lichiei a căzut în mâinile turcilor. Primul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325, la care au participat și Sfântul Ierarh Nicolae, este începutul unei organizări în comun a Bisericii Creștine, ceea ce se va repeta și la următoarele 6 sinoade ecumenice. La acest sinod s-a abordat problema arianismului, iar ca răspuns s-a stabilit o primă formă a simbolului de credință. La același sinod s-a stabilit și o primă regulă pentru calcularea datei Paștilor sau Pascalia. Sfântul Constantin cel Mare a fost împărat roman, proclamat Augustus de către trupele sale în data de 25 iulie 306,
și a condus Imperiul Roman până în 337, când va pleca la Domnul. Este cunoscut mai ales pentru faptul că în timpul său se marchează prin edictul de la Milano din anul 313 intrarea în legalitate a religiei creștine pe întreg cuprinsul Imperiului. Este prăznuit de Biserica Ortodoxă împreună cu mama sa, Sfânta Împărăteasă Elena, pe 21 mai, fiind numiți Sfinții Mari Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și mama sa, Elena.